Iată că astăzi un moment mult așteptat a sosit. E vorba de atribuirea beneficiarilor a locuințelor sociale din complexul social Islazului din municipiul Roma. Este un complex care cuprinde 56 de unități locative. Aici găsim 6 apartamente cu 2 camere, 50 de apartamente cu o singură cameră și, bineînțeles, avem, conform normativelor, și 4 locuințe care sunt adresate persoanelor cu dizabilități. Proiectul, evident, lucrările au fost finalizate cu ceva timp în urmă, s-au recepționat. Între timp a fost finalizat și branșarea individuală a fiecărei unități locative la toate utilitățile. Vorbim aici de energie electrică, de gaz, de apă. Iată că acum fiecare va avea individual factură și va putea să-și achite exact utilitățile pe care le consumă, ceea ce este un lucru extrem de bun. Vreau să mai spun că acest obiectiv a avut o valoare de 12.467.000 de lei, din care 10.117.000 au fost alocați de la Guvernul României, Ministerul Dezvoltării, iar suma de 2.350.000 este contribuția primăriei municipiului Roman. Eu cred că este o normalitate o astfel de investiție și astfel de locuințe pentru persoane care pot beneficia și care au nevoie de astfel de spații locative, și administrația publică locală trebuie să facă demersuri în acest sens. Este un spațiu generos, un spațiu frumos în care avem și zone de relaxare și spațiu verde și, așa cum se vede, loc de joacă pentru cei mici. Astăzi vor primi cheile și vor prelua aceste locuințe, dar fac un apel către ei prin intermediul dumneavoastră și vor primi, odată cu contractul și cheia, și un angajament. E vorba de o anexă a contractului în care se va stipula foarte clar ceea ce vor primi ca și dotare în acest apartament, care sunt responsabilitățile și modul de utilizare, și totodată le se pune foarte clar în vedere că orice atitudine neadecvată, distrugere sau acțiuni de acest gen vor fi sancționate cu evacuarea din locuință, pentru că noi ne dorim să menținem în condiții civilizate, să fie aici o viață armonioasă și o atitudine normală. De aceea nu vom tolera astfel de derapaje și asta vreau să transmit tuturor, că vor fi aici verificări periodice de către administratorul acestui domeniu locativ, vor avea obligația să pună la dispoziție sau să primească și să fie verificate toate aspectele funcționale și toată dotarea pe care o primesc. Trecând de acest aspect, cred că este și toată lumea și cei beneficiari au așteptat acest lucru de mult timp și multe familii din municipiul Roman vor avea de azi încolo o viață civilizată. Toate cele 56 de locuințe sunt în acest moment, să spunem, deja spre oferire? Se pot oferi deja beneficiarilor? Toate se pot oferi, așa. Doar că între timp au mai fost persoane care au renunțat și nu au dorit să preia această locuință. Au fost făcute demersurile, așa cum știți, acum cred că 2 luni a fost aprobată o nouă listă de beneficiari suplimentară, tocmai pentru a completa și aceste situații în care apar renunțări. Sigur, sunt cazuri în care beneficiarii merg către o locuință din domeniul privat sau își cumpără o locuință și sau se mută în altă zonă și atunci evident că renunță la locuința pe care noi o punem la dispoziție și atunci, conform procedurii, urmează să completăm cu o listă suplimentară. Spuneți-mi, mă rog, aceste persoane care se vor muta aici, conform legii, trebuie să-și schimbe și actele de identitate, pentru că se schimbă adresa la care locuiesc. Sigur, se vor face și aceste demersuri.
dat fiind că e o chestie pe care ei nu și-au dorit-o, practic se întâmplă pentru că e dorința municipalității, o să le facilitați cumva treaba asta? Vom putea găsi o soluție în care să intermediem sau să facilităm urgentarea unor astfel de demersuri și eu cred că odată mai mult și ei doresc să aibă toate documentele puse în regulă, pentru că anterior aveau mai multe, să zic, persoane care sunt din aceeași familie, aveau unul domiciliu într-o la bunici, altul avea domiciliu la locuința socială, iar acum vor intra într-o normalitate, ceea ce ne dorim și noi. Unde se termină obligațiile acestor locatari? Adică mă gândesc, spațiul verde va fi, nu știu, cine va avea grijă de el? Municipalitatea sau ei? Evident că în tot ce administratorul acestui spațiu, acestui complex, este primăria prin direcția municipal locată. Clar, responsabilitățile de administrare, de gestionare a acestui domeniu sunt în directa responsabilitate a direcției municipal locată, dar totodată, în, așa cum am zis, în responsabilitățile fiecărui beneficiar sunt și zonele de proximitate, adică modul în care întrețin proximitatea, zonele de acces, tot ceea ce au primit și, bineînțeles, cred eu că nimeni nu va fi, nu se va da înapoi de a face o curățenie în fața ușii, dacă aici este un spațiu de care beneficiază ei, să fie proactiv, să sprijine administrația publică locală, dar aceasta cred că va ține de o colaborare cu atât dintre beneficiari și administratorul acestui domeniu și eu am încredere că vom găsi soluții de ca acest loc să se mențină în condiții decente, să fie administrat corespunzător și cei care beneficiază într-adevăr să aibă condiții decente de locuit. Și o ultimă întrebare, printre beneficiarii acestor locuințe există copii minori școlari, de exemplu, vor intra aici? Nu sunt beneficiari, nu sunt minori, familii, doar familiile, da, sigur, minori. Sigur, și familii care au... Vor trebui să-și schimbe școala la care merg copiii, de exemplu, și apropiată școală care sigur, este. Sigur, vor trebui să facă acest lucru, pentru că vin într-adevăr din zone arondate altor școli, atunci evident că se va reloca, se va găsi soluția la cea mai apropiată școală, vom vedea exact care și cum va dori să facă acest transfer și în ce fel. Avem și școala numărul 11 care este în apropiere, este și școala Carol I care din cartierul Nicolae Bălcescu, așa că vom vedea exact cum îi vom distribui în funcție de. Poate dacă sunt într-un alt an terminal, nu mai doresc să se transfere la altă unitate de învățământ și își finalizează cursurile la școala la care sunt în acest moment. Vom vedea situațiile punctual și vom analiza. În cele 4 apartamente, să zicem așa, între ghilimele, a fost o bătălie, nu? Au avut funcție de numărul persoanelor din familie. Cei care au avut cele mai multe persoane în familie au primit apartament. Uh-huh. Asta a fost și un criteriu de punctare și evident ceea ce noi persoane care au fost înscrise în contractul din spațiul locativ anterior, verificate de către comisia noastră de la atunci când s-a făcut ancheta, pentru că au mai fost situații în care s-a declarat că la acel spațiu locativ locuiesc, să spunem, 8 persoane, dar de fapt fizic și în contract erau doar 3 sau 4 și evident că acest număr a fost punctat și validat de către comisia care a analizat dosarul. Și iată că momentul mult așteptat de voi a sosit. A durat un pic, dar știți cum e. În final, totul e bine când se termină cu bine. Vreau să vă spun câteva lucruri ca să rămână și dumneavoastră să le știți. Și rugămintea noastră este ca pentru toată lumea să fie bine și o armonie și o înțelegere, că ne dorim ca aici să fie într-adevăr un loc în care lumea să ducă o viață civilizată. Vedeți că aceste lucruri sunt toate, sunt noi, sunt deosebit de frumoase, poate că nu au alții în oraș astfel de spații. Dar totodată să știți că avem rugămintea ca tot ceea ce primiți astăzi să aveți grijă, să-l administrați cu responsabilitate,
Să nu cumva să auzim că sunt acte de vandalism, că stricați ceva. Cei de la administrație vor veni periodic să verifice. Astăzi veți primi un document pe care îl veți semna, anexă la contract. E vorba de un angajament cu ceea ce primiți dumneavoastră ca și utilități. Ce responsabilități aveți și să știți că în momentul în care vom constata că sunt anumite derapaje, așa cum sunt scrise aici, că de neconformare la vizita la fața locului, că sunt lucruri care s-au vandalizat sau s-au distrus, acei beneficiari vor fi evacuați. Pentru că ne dorim să fie normalitate, să fie întreținute, pentru că sunt noi și trebuie să fie atât pentru dumneavoastră, cât și pentru viitorii beneficiari să aibă aceste spații în condiții foarte bune. De aceea eu o să vă doresc sănătate, să vă bucurați de aceste lucruri cât mai mult timp, să le apreciați și să ne sprijinim unii pe alții. Să fiți alături de cei care administrează, să participați la toate activitățile, să respectați ceea ce vi se transmite și în acest fel cred că toată lumea va avea de câștigat. Asta fiind spuse, să începem cu primul beneficiar. Iorga Cătălin Constantin, care este, poftim, la Vila 1A, apartamentul 1. Poftim. Hai, te rog. Uite, aici acesta este angajamentul de care vă vorbeam. Așa. Acesta este, o să rămână al tău, îl semnezi și îl iei tu ca să știi. Da. Așa. Ăsta aici. Ai inventarul cu ceea ce găsești în cameră, da, pe care îl vei primi și îl verifici acum după ce intri în locuință. Așa. Doamnele, îți vor rămâna anexele tale. Da. Asta rămân aici. Astea sunt pozele din interior care trebuie să ne... Deci, ăsta e numărul apartamentului, da? Semnează aici. Așa, semnează. Ești la apartamentul 1. Acesta este contorul cu 0 pe care îl primești în acest moment și să-l verifici. Aceasta este centrala termică, semnează, pe care o primești. Toată lumea are... Aici e seria și toate detaliile pe care... Asta este ceea ce s-a constatat acum la primire, o să e rezolvat, da? A. Atunci nu. Nu, asta nu. Rezolvată? Asta e numărul real. Da, baie. Și baia. Baia. Da. Aici și aici. Utilitățile din baie, tot ce e compus, ai să mergi acum și ai să vezi exact cum, da, că toate sunt aici e bucătăria, da? Semnează și pe asta. Ok. Și cheile. Vă mulțumesc. Poți să da. Noroc. Să o stăpânești. Sănătos.